Bună, ziua bună, fraților! Astăzi vă fac o filmare să vedeți locația la care suntem cazați și apartamentul. Aici un loc de joacă pentru copii, deși nu l-am folosit încă cu alesul. Na, acum intrăm. Asta e intrarea. E în oglindă. Și aici doar intrarea, se urcă sus. Aici e living-ul. Mama face curat deja. Aici am deschis canapeaua asta să doarmă ei jos. Unde el a dispărut? Asta e piscina comună. Trebuie să venim mai repede de seara, trebuie să fac totul baie în piscină. Alesiu, vrei să faci baie în piscină de seara? Da? Hai că fuge gimbalul. Așa, asta e localitatea, asta e barul. Barul mare. Aici e balconul jos. Sus e tot a nostru. O să ajungem și acolo. Asta e așa un living, un open space. Și bucătărie, ne-a dat și apă. Prețul cazării. Aici e baia de jos. Noi nu știu ce, dar e ok. Oferă și șamponul și shower gel-ul din partea lor. Avem și mașină de spălat dacă vrem să ne spălăm hainele, deși nu e cazul. Aici e ca un fel de debara. Nu e important. De aici urcăm sus la camera noastră. Deci înainte de a intra în cameră mai avem un balcon de vizionat. Deci de pe balconul din spate avem această privire fabuloasă. Uitați-vă și voi cât e balconul. Aici, așa. Și tot ce e aici în spate. Și aici din nou se vede orașul Bar din spate. Robert e cazat undeva la vreo un kilometru mai jos. Să mergem și după el. Că azi ne dorim să mergem la Cotor și după aia să mergem la Budva. Și aici este camera noastră. Aici e patul unde am dormit eu cu Alessio. Acolo e patul unde am dormit Riza cu Eli. E puțină dezordine că na. Suntem și noi în concediu. Aici e o fereastră. Se vede în spate. Și hai să vedem. Aici ar fi putut cine dormi cineva. Noi ne-am gândit să-l cazăm pe Robert aici, dar până am reușit noi să vorbim cu ea de la recepție, care nu știa engleză. Acolo e o baie, dar este ocupată momentan. Nu vă pot duce. Și aici e balconul de la noi din cameră, un balcon mai micuț. Avem și un scaun. Stăm să privim locul. Acolo undeva jos e parcată mașina noastră.
Încolo e Albania. Încolo am fost noi, în direcția aia am fost după dealurile alea. Vreo 16-17 km am fost noi ieri la plaja aia interesantă. No, și cam atât. Asta este de la cazarea noastră din bar. Sper că v-a plăcut și ce să zic.